Situație fără precedent în comuna Gârla Mare, acolo unde mai mulți consilieri PNL refuză semnarea alocării banilor de indemnizații pentru handicap și ajutor de încălzire. Zeci de cetățeni s-au văzut nevoiți să protesteze în fața primăriei Gârla Mare, acolo unde consilierii PNL nici nu s-au deranjat să se prezinte la ședința de consiliu local. Două luni de handicap. Pentru că de două luni de zile banii de handicap noi nu i-am luat. Iar cum să vii ăștia care sunt de situația asta consilierii, tot pe domnul primar nu-i de bine. Ne-a făcut tot ce a fost în comună, ne-a dat banii tot, dar dacă ei nu vin acum să vedem în ședință și s-au părut și nu vine la noi în ședință. Am copil handicapat. Nu am de două luni de zile, n-am lemne în casă, n-am port de Crăciun, n-am nimic, aștept banii. Îmi ia bine lumea pe semnit să mă omoare cu bătaia, că am datorie. Și ei nu fiind consilieri. A fost scandal de proporții în comuna mehedințeană Gârla Mare, acolo unde cetățenii s-au văzut obligați să protesteze în fața sediului primăriei, alături de primarul Dumitru Baicu, acesta fiind mereu alături de locuitorii comunei. Vă spune oamenilor, mai spune-le adevărul! Păi ești consilier și știi adevărul? Măi, dar ce calitate spui oamenilor că nu se dau de ce? Alo, oamenii știu adevărul, nu încă mincinoși să te spun. Zeci de locuitori ai comunei se află în acest moment într-o situație dramatică. Aceștia s-au trezit fără niciun venit și fără niciun fel de ajutor de încălzire în preajma sărbătorilor de iarnă. Iar toate acestea din cauza consilierilor PNL care boicotează ședințele de consiliu local, iar cetățenii nu pot beneficia de plata indemnizațiilor de handicap, dar nici de plata ajutorului de încălzire. Totodată, consilierii PNL refuză în mod constant semnarea oricărui proiect propus de către primarul Dumitru Baicu, acesta din urmă dorind doar bunăstarea și confortul locuitorilor comunei pe care o reprezintă. După cum vedeți, cetățenii din comuna Gârla Mare nu și-au primit banii pentru persoanele cu handicap. S-a amânat ședința care am hotărât să o ținem acum câteva zile din cauza consilierilor liberali și am convocat din nou în dimineața aceasta la ora 9 și după cum se vede ei nu participă la acest eveniment, la ședință. Oamenii sunt revoltați, au probleme în familie cu lemnele, cu traiul de zi cu zi și dumnealor nu le pasă. Liberalii se opun de asemenea și acordării cadourilor pentru copiii din comună, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, lucru cu atât mai tragic, dat fiind faptul că liderul consilierilor PNL este directorul școlii din comună. Am doi părinți care amândoi sunt handicapați, vă dați seama, de două luni de zile, banii ăștia pentru handicap nu s-au dat. Eu am o pensie de boală, închipuiți-vă cu ce pot eu să țin doi părinți în situația de față, când lemne, când medicamente, când de toate. Vii aici la primărie, o înverșunare pe primarul actual de n-ai văzut. Nu știu ce se întâmplă, liberalii ăștia chiar și-au luat-o în cap. A venit un băiat din Occident care presupune că are bani și e manipulat de Costel Cârli, care este director aici, că spune că el are școală multă, dacă ar avea 7 ani de acasă, dacă ar avea valori morale familiare, ăsta n-ar face așa. Băiatul ăla dispune de bani, Cecil Dumitru, iar un papagal, nu pot să-i spun altceva. Ăsta nu e un om în care să pui bază. Foarte rău, gândiți-vă că sunt doi bătrâni, un copil îl mai minți, îi mai zici ceva, da? Iau eu de la mine, da, doi bătrâni cu care nu pot să o scoți la cap. De încălzire l-ați primit, aveți? Nu, absolut nimic, de două luni de zile. Hai, luna trecută am zis că e pe țară. Toată situația asta a fost pe țară, da, acum... Ce sumă de bani aveți de primit? Păi acum să fac vreo 8.000 de lei pentru două luni de zile. Eu am împrumutat bani, că gândiți-vă că pensia mea care e de 1.000 de lei... Nu pot să-i țin pe bătrânii, da? Și împrumut. Păi de cine îți dă o dată, îți dă de două ori? Toată lumea asta care e nevoie, așa au nevoie acum, da? Mai ales că e iarna. Încercând să luăm legătura pentru a spune punctul de vedere, președintele de ședință al Consiliului Local PNL Gârla Mare și totodată director al școlii din localitate a refuzat cu desăvârșire un dialog cu noi, dar și cu cetățenii. De ce te încuiași și nu veniți la ședință să ne aprob banii de handicap? Sunt un cetățean din comuna Gârla Mare. Bine, mulțumesc. Haideți, ieșiți afară, că eu te-am votat. Închis, da. Vedeți? Președintele? Președintele de ședință. Președintele de ședință. Și să încuie școală, încuie și porțile.
Vedeți? Și nu vor să vină. Că unul, dacă ar veni, ne-ar da și nouă banii. Și nu vor să vă aprobe. Nu vrea să ne aprobe banii. Nu vrea. Și noi stăm aici, în primărie, și nu mai plecăm acasă. Pe la ce ne mai ducem acasă? Stăm aici până când vor ei să ne dea bani. Scandalul a luat și mai mare amploare în momentul în care cetățenii l-au întâlnit în trafic pe unul dintre consilieri. Acesta, din urmă, refuzând un dialog, încercând să arunce vina în altă parte, nedorind să își asume faptul că oamenii în acest moment nu au bani pentru medicamente și cele necesare. Și asta doar din cauza faptului că reprezentanții PNL ai Consiliului Local boicotează ședințele de Consiliu. Oamenii sunt într-o situație disperată. Aceștia îngheață de frig în case, având în vedere temperaturile tot mai scăzute de afară. Nu au bani să-și achiziționeze medicamentele, hrană și nici nu își pot procura surse de încălzire. Eu sunt întreținător. Mama mea are 87 de ani. Are probleme grave de sănătate, neurologice. De cât timp vi s-au alocat banii? De două luni. Ce se întâmplă? De ce nu vă dau banii? De ce nu vă primiți banii? Pentru că consilierii local PNL nu sunt de acord cu rectificarea bugetară și cu alocarea acestor bani din partea... Nu sunt bani din partea Consiliului Local, sunt bani din alocați de la Consiliul Județean și din partea Guvernului. Pe lemne nu vreau să ni le dea. Să ne dea. Să pe lepe. Da, da. Ajutor dintre... Da, și nu vreau să dea. Da. Asta e. Am 62 de ani. Mai. Ce să, pachete sunt sigură. Cu ce să mă încălzesc? Cum? Păi cum aș putea? Gândiți-vă, cum aș putea să mă descurc? Cum aș putea? Din 6 milioane să-i cumpăr și pampersuri și medicamente și mâncare cu 6 milioane. Ia întrebați-mă, cum mă descurc? Nici nu pot să plec de acasă, că cade să... Un om handicapat și psihic. A devenit deja o tradiție ca majoritatea liberală din Consiliul Local Gârla Mare să se opună sau să boicoteze toate măsurile și proiectele menite să vină în sprijinul locuitorilor comunei. Ce spuneți mai multe despre situația asta? E o situație dificilă în Consiliul Local de la Gârla Mare. Pentru că eu sunt consilier la PMP-ul. Ei, PSD-ul, au avut 6 și cum ne-au făcut majoritatea, 7-lea. Au trădat turnul, au plecat și nu vor să semneze niciun proiect pentru comunitate. De exemplu, a fost centura ocolitoare, n-au vrut. Au fost bani aprobați pentru să aprobăm pentru zilele comunei, n-au vrut. Și multe alte bani pentru... cadourile de copii, nu vor să aprobe nimic. Nu știu, ce, ar trebui să lăsăm orgoliile ăștia la o parte. Ce este de făcut în această situație? E o situație dificilă și nici nu va veni la nicio ședință, vă spun eu. Cum a spus acum că vin luni, mare lucru ar fi dacă ar veni. Nu știu ce este, pentru că deci, tot ce se face, se face în folosul comunității. Am înțeles că oamenii nu și-au primit banii nici pentru... Banii, da, deci luna trecută nu s-a dat pentru că n-a fost rectificarea de buget pe țară, acum a venit, trebuia astăzi să luăm banii, că sunt banii virați. Aia, și absolut nici, nu știu ce va fi. Ipocrizia și răutatea manifestată de consilierii locali PNL Gârla Mare împotriva cetățenilor întrece orice limită. Un alt proiect pe care aceștia îl blochează este realizarea unei centuri ocolitoare în localitate, dar și atragerea de noi proiecte care se doteze cu utilaje primăria. Sunt pe ordinea zi proiecte. Avem proiectul cu centura ocolitoare care este pe ultima fază pentru a depune documentația. Și dumnealor nu le pasă. Sunt proiecte cu nomenclatorul stradal, este bugetul dumnealor care sunt persoanele cu handicap și după cum se vede ei nu participă la
Nu vor. Ce a făcut domnul primar în această situație? Nu știu nici eu ce să vă spun, ce se poate face cu acești consilieri. Este directorul școlii care îi coordonează. Și nu văd. N-au aprobat nici cadourile pentru pomul de Crăciun. Le-am spus verbal că nu sunt sume colosale, sunt pentru copii un pachetel acolo de 100 de lei și n-au înțeles nimic din ce le-am spus. Disperarea oamenilor a atins cote maxime, iar din cauza incompetenței și urii față de cetățeni s-a ajuns la cazuri de neimaginat, în care oamenii în scaun cu rotile, îngheață de frig în case și mor de foame. De 2 luni de zile nu v-ați făcut bani? Nu. Și cum vă descurcați în această situație? Cu 11 milioane. Datorii? Aveți copil bolnav, aveți pe cineva bolnav acasă? Am soacră la pat. Și nu vă primiți bani. Foarte greu. Și cu ce să o îngrijesc? Cu 11 milioane? Am făcut acum din nou analizele iarăși, cu ce bani m-am dus? Du-o cu mașina la Severina, du-o, plătește. Cu ce o îngrijesc? Du-o-mă la Costel. Îi trebuie pampers, îi trebuie mâncare, îi trebuie suc, îi trebuie de toate. Eu cu ce îi le fac pe toate? Dacă nu am cu ce, medicamentele am luat datorie. Ca să iau medicamente și toate ăștia. Domnii știu? Nu știu nimica. Domnii știu numai să vorbească. Să ia banii la lume. Ce sunt domnii care trebuie să vă dea banii? Consilieri aici? Da, consilierii se aprobe bugetul, da. Consilierii PNL nu aprobă bugetul. Rapcea, Cârlig, Cicil. O aduc acolo la consilierul PNL, o aduc acolo la bar. Du-o-mă la Costelul și marca acolo. Și să-i duc acolo. S-o țină el acolo. Dacă tot banii nu vrea ca să-i aprobe, ca să ia lumea, o să-i o duc acolo, o să-i ducem la el. El. Da, și ducem la îi ducem acolo la el. Păi ce să facem altceva? Cu ce îi ținem? Cu ce? Oamenii sunt revoltați de situația creată de peneliști, aceștia dorind o explicație și din partea fostului ministru Virgil Popescu și se cer măsuri urgente pentru rezolvarea acestei situații critice, împotriva reprezentanților Consiliului Local PNL Gârla Mare. Dar ei, aș întreba el, Virgil Popescu și-a luat salariul. Consilierii PNL și-a luat salariul de 2 luni. Consilierii PNL nu au înțeles faptul că luptele politice au o limită și nu te poți juca cu viața cetățenilor. Și pentru orgoliile personale și meschine să pui în pericol sănătatea lor și să îi duci în pragul disperării. Aceste lucruri arată clar faptul că cetățenii trebuie să fie foarte conștienți atunci când se duc la urnele de vot și să aleagă oamenii ce le pot reprezenta interesele și își doresc bunăstarea în comunitatea lor.